Întârzierea formării unui nou guvern ar putea aduce probleme în ceea ce privește plata la timp a salariilor în luna decembrie în sistemul medical. Acest lucru a fost precizat zilele trecute atât de ministrul sănătății, Cheke Atilo, cât și de vicepremierul Kelemen Hunor. De acest aspect neplăcut ar putea fi afectați aproape 75.000 de angajați la nivel național, care lucrează în unitățile de primiri urgențe, la ambulanță sau la direcțiile de sănătate publică, dar și medicii rezidenți. În ceea ce privește spitalele propriu-zise, se pare că aici nu vor fi probleme, cum este cazul și la cel din Deva. Noi nu avem probleme în acest moment legate de salarii. Reușim să facem, cum să spun eu, pași mari pentru a ne redresa din punct de vedere financiar și sperăm ca la sfârșitul acestui an să putem spune că suntem într-o situație bună și din acest punct de vedere. Cea mai simplă metodă ca salariile să nu întârzie ar fi o rectificare bugetară care să fie făcută cel mai târziu până pe 25 noiembrie de un guvern cu puteri depline.